Bine v-am regăsit, stimați spectatori, la reportajelul nostru, cel de toate zilele, unde n-am propus, așa cum ați remarcat, să vă prezentăm oameni, evenimente. Astăzi suntem aici la Clubul Atletic Roman, cum se poate observa, avem sigla în spate. O să stăm de vorbă cu o campioană, o fetiță care vine tocmai dintr-o comună din apropierea Romanului de aici, se antrenează, face un efort deosebit, eu știu, pentru toate performanțele care le obține, dar aș vrea să subliniez aici meritul unei, cum scriam eu odată, unei profesoare cu nume de regine. Este vorba despre doamna profesoară Elisabeta Lazar, o fostă campioană din vremurile când atletismul nostru se întorcea de la competițiile majore cu traista de medalii. Un om care, iată, și acum la vârsta pensionare, pentru că este un cadru didactic într-o disciplină sport, dar este la pensie, iată, încă se ocupă de acești tineri, caută și chiar scoate campioni, reușește să-i găsească. Rămâneți cu noi să vedem de data asta despre ce campion este vorba, ieșit din mâinile acestei doamne profesoare care are, subliniez, un merit deosebit. Cum am spus, stimați spectatori, iată-ne aici în sala de antrenamente a Clubului Atletic, da? Doamna profesoară cu nume de regină, mai spun, vă spun la toată lumea, doamna profesoară Elisabeta Lazar, iată, căutând, descoperind și furnizându-ne, ca să spun așa, în comunitatea aici, campioni. Doamna profesoară, astăzi, acum, despre ce-i vorba? Păi este vorba despre Alexandra Calistru, eleva Școlii Generale Bâra, care la concursul național de sală de la București din 30 martie a luat locul 1 la probe combinate la triatlon, respectiv 60 de metri alergare viteză, săritura în lungime pe elan și 600 metri rezistență. Haideți să vedem că e o treabă un pic delicată. Iată de ce. Vă rog să nu fugiți, că mi se termină firul și pe urmă nu ne mai văd spectatorii. Este o excepție, să spun eu așa, iată, campion național, 3 probe, nu-i deloc simplu. Sau mai aveți campion dintre ăștia așa complexi? Nu, acum 2 ani tot Alexandra a luat locul 2 la alergarea de viteză pe 50 de metri și 150 de metri și încă un copil de la Boghicea care a luat locul 2 la alergările de rezistență la 500 de metri. A fost și el la București, a luat locul 5. El cine? Mădălin Botezatu a avut o neșansă. A alergat pentru prima oară 800 de metri și nemai alergând anul ăsta nu avea un timp. Și federația l-a trecut în seria a 3-a, o serie foarte slabă. Practic, el a alergat. Bun, în regulă, să nu mai vorbim despre alții, haideți să vedem, revin, cred că n-am fost eu suficient de explicit. Să întreb altfel, cât de greu, pentru că noi bănuim, cei de acasă bănesc, cât de greu este să performezi, iată, combinând 3 probe care niciuna nu-i foarte ușoară. Și Alexandra, pentru prima dată face triatlon. Eu am pregătit-o pentru proba de 60 de metri și 200 și studiind rezultatele din țară, avea șanse pe podium, dar 2-3. Și la individual, zice. La individual. Și atunci am zis să mergem pe probe combinate, unde știam că viteza este foarte bună și la rezistență. Și mai puțin bună era la lungime, dar a făcut o surpriză frumoasă, a sărit 4,76 m. Performanță bună care s-a punctat bine și din clipa când a alergat pe 60 de metri, din cele 48 de concurente a făcut cel mai bun timp, atunci mi-am dat seama că Alexandra poate să devină campioană, întrucât la rezistență era foarte bine pregătită.
Deci iată și de data aceasta ochiul antrenorului care simte că se poate și chiar se poate. Cât de mult mizați pe feeling-ul ăsta? Eu știu că bănuiesc că nu-i prima dată când devaluați și câștigați, mergeți pe mână câștigătoare. Este greu de găsit talente, trebuie să mergi prin școală. Eu, în general, am lucrat la țară și talentele le-am găsit acolo. Și am fost foarte bucuroasă. Copiii mei toți sunt din Stănița, Boghicea, Rediu. Cei care vin aici. Da, da. Și sunt foarte mulțumită de ei pentru că sunt foarte ascultători și respectă cuvântul antrenorului și acolo unde se muncește, rezultatele nu întârzie să apară. În regulă, fără să supărăm pe nimeni, mă gândesc că cei copilași de la țară, cum spunem noi, generic și așa e corect spus, așa, poate și mediul respectiv îi face mai competitiv, nu știu, faptul că... Da, să zicem că și mediul îi face mai competitiv, dar nu este chiar așa de ușor, pentru că ne lovim de mentalitatea a părinților, a celor din jur, care nu văd că mișcarea sportivă contribuie la o dezvoltare multilateral din toate punctele de vedere a unui copil, știți? Și mai sunt chiar părinții, dacă văd că nu au obținut un rezultat prea repede, așa, imediat se descurajează, nu că nu-l mai lasă, că nu știu ce. Nimeni nu știe cum se face o performanță. Performanța se obține foarte greu. Trebuie să găsești un copil foarte talentat. Și Alexandra este foarte talentată. Eu am descoperit-o când era în clasa a treia. Și mult m-am uitat, am studiat-o, i-am studiat toate calitățile fizice și atunci am discutat și cu părinții dacă ar lăsa-o, e problematic, mai ales că ea trebuia să facă naveta, ea face din clasa a patra face naveta, acum este în clasa a șasea. E greu ca să urci un copil la microbuz. Alexandra mai merge 4 km pe jos din Rediu până la Bâra. Da, este un sacrificiu deosebit. Haideți să vedem Alexandra. Alexandra, te rog să te prezinți pentru telespectatorii. Sunt Alexandra Calistru, în clasa a șasea și sunt atletă la clubul Atletic Roman, proaspătă campioană națională. Bravo și felicitări! Alexandra, iată, cum am vorbit cu doamna profesoară, de atâta vreme faci atletism, ți-ai propus tu așa de când ai început să îți fixezi o țintă, spui, într-o zi ajung campioană? Bineînțeles, motivul meu care am venit aici, cam ăsta a fost și am muncit într-adevăr foarte mult. Iar munca mea... A dat roade. Da. În regulă. De data aceasta e vorba despre o probă foarte complexă. Ce ți s-a părut mai greu așa? Unde ți s-a părut că nu se mai termină proba? La 60 știam că am șanse și nu mi-am făcut griji deloc. Cel mai mult m-a îngrijorat lungimea, pot să spun, deoarece n-am maxat foarte mult pe asta la antrenamente, dar... Da, am reușit și acolo. În regulă. Ce, eu știu, pentru viitor, care ți-ar fi țintele, așa, ai fixat ceva? Cât mai sus ajung și cu performanțe cât mai mari. Doamne ajută cu performanțe cât de mari, să te vedem acolo, cine știe, poate de acum 4 ani la Olimpiada care vine, nu e exclus. Succes mult în continuare. Mulțumesc. De încheiere, așa, pentru câte, sigur că aici e o discuție lungă, dar în 3 cuvinte, așa, cât de multe șanse are Alexandra să o vedem mâine, poi mâine la televizor, să ne bucurăm, să ne umezească ochii de lacrimi de bucurie? Are foarte multe șanse, numai sănătate să aibă, că are calități, este extraordinar de muncitoare, niciodată nu se plânge că este antrenamentul greu, eu văd pe fața ei uneori grimase, o întreb ce o doare, spune nimic și trece peste suferințe așa cu multă ușurință. În regulă, pentru că este frumos momentul, nu știu, mulțumim și la cât de mulți campioni de aici. Mulțumesc și eu și cu această ocazie așa aș sfătui pe părinți să-și aducă copiii la stadion să facă mișcare, că este mult mai bine să facă mișcare decât să stea în fața calculatoarelor.